apa de spălare de la filtre este colectată în acest bazin de recuperare, de unde cu un sistem de pompare este reintrodusă în sistem pentru filtrare și adăugată la apa brută. Ne aflăm în fața bazinului tampon de nămol, unde se recuperează nămolul de la decantoare la melare. În continuare, o să mergem în instalația de deshidratare a nămolului. În fața noastră se află pompele pentru recirculația apei și nămolului recuperat de la apele de spălare. Aceste produse, nămolul se duce în bazinul de recuperare nămol și apa recuperată merge și se reintroduce în flux de la apa brută. În fața noastră se află de această dată linia de tratare a nămolului. Începe cu instalația de preparare polimer pentru coagularea nămolului. Continuă cu instalația de pompare a nămolului spre instalația de dezhidratare, care este o centrifugă, un filtru centrifugă, care permite obținerea unui nămol similar pământului umed. Deci cu o umiditate de 35%. Aici se află instalația de preparare și dozare a polielectrolitului, care constituie agentul de floculare pentru tratarea apei. Ne aflăm pe platforma de comandă a stației de decantare și de a apei și a stației de tratare a nămolului. Sistemul permite comanda automată a fiecărui proces de pe aceste display-uri. Totodată, prin acest sistem, se face și analiza rețelei și consumul energetic pentru fiecare echipament și pe total linie de tratare. Ne aflăm în clădirea cu instalațiile de preparare a soluției de sulfat de aluminiu și a soluției de lapte de var și apă de var. Tot aici se află și sistemele de dozare pentru sulfat de aluminiu, lapte de var și apă de var. Prepararea sulfatului de aluminiu se face din granule, din sulfat de aluminiu granulat, depozitat în siloz, printr-un sistem de cântărire automat și apoi dozarea printr-un sistem de pompe care permite în sistem automat dozarea în funcție de parametru de turbiditate și de pH care îl are apa la intrare. Alimentarea stației de tratare de apă Crișcior cu energie electrică se face printr-un nou post de transformare care asigură controlul mai corect al consumului de energie prin faptul că este dimensionat la capacitatea necesară a stației și deoarece prin avizul tehnic de racordare furnizorii de energie electrică nu garantează furnizarea continuă a curentului electric, fiind o stație de importanță vitală pentru zonă, stația a fost prevăzută și cu un generator termic care permite producerea curentului electric prin pornire în comandă automată în 2 minute de la momentul opririi alimentării din rețeaua de energie. Da, acesta este laboratorul de microbiologie. Probele care ne vin au un anumit circuit, circuitul bacteriologic, ca să-l numesc așa. Și de aceea ele vin într-o cameră de primire, care este aceasta, probele fiind nesterile. După aceea trecem puțin mai departe în acest sens și ajungem în încăperea propriu-zisă, în laboratorul propriu-zis de microbiologie, unde inițial sunt proba de apă, vedeți care este aceea, este sterilizată prin ultraviolet, printr-o lumină ultraviolet. Ideea care este ca toate
operațiile care se execută aici să fie sterile. Asta cum se face? Se flambează absolut tot. De exemplu, apa respectivă trebuie să fie filtrată prin niște filtre sterile, totul steril. Apa, inclusiv care se folosește pentru umectarea mediilor de cultură, aceste două sunt mediile de cultură, este tot o apă sterilizată în prealabil. Flacăra folosită trebuie să fie întotdeauna flacără oxidantă, nu flacără reducătoare. Flacăra reducătoare e cea galbenă care afumă, ca să putem steriliza toate mediile de cultură. Bine, ați văzut, deci apa sterilă se umectează, cu apa sterilizată și se umectează mediile de cultură a microbilor și se determină aici diferite medii de colonii, medii de cultură, E. coli, enterococi și așa mai departe, bacterii coliforme. După ce se recoltează, probabil că putem să mergem mai departe, respective, da, se plasează aici și se păstrează, se citește. Deci în momentul în care mediul respectiv, pe mediul respectiv nu apare niciun punct, înseamnă că este steril. Deci proba respectivă este bună, asta este o probă luată de la ieșirea din stație de tratare a apei. Unde am notat? Da, este ieșirea stație 9 de ieri. Da, deci de unde rezultă clar că apa nu este infestată, deci din punct de vedere microbiologic este sterilă. Deci ne aflăm în dispeceratul local Brad, unde se poate comanda stația de tratare de la Criscior, în locație în care ne aflăm, și se poate monitoriza stația de epurare de la Brad, se poate monitoriza rețeaua de apă din Brad și, pe viitor, rețelele de canalizare care sunt în curs de finalizare. După cum se... Pe ecran se vede acum fluxul de tratare al apei cu partea de captare, partea de decantare primară cu bazinul de liniștire, canalul de aducțiune și în partea de jos avem deja bazinul de coagulare și bazinele de amestec. Mergem în continuare și putem vizualiza partea de floculare, partea de decantor lamelar, iar pe acest ecran putem să vedem funcționarea instalației de filtrare rapidă. Aici se poate vedea parametrul de turbiditate, în momentul ăsta 0,4 la livrare apă către consumatori. Se poate vedea concentrația de clor. Aici se poate vedea pH-ul. pH-ul apei livrate la populație. Aici avem instalația de preparare VAR, sulfat de aluminiu, pardon, care este compusă dintr-un silos de stocare, un bazin de preparare alimentat cu jnec, pompe de transvazare în bazinul de stocare și pompele de dozare în instalație. Asta e 7.2. Instalația de dozare polielectrolit, care este compusă dintr-o instalație de preparare prevăzută cu un bunker și cu un dozator volumetric și în continuare se află sistemul de dozare prevăzută cu cele trei pompe care le-am văzut în teren. Instalația de preparare VAR și apă de VAR este formată dintr-un siloz de stocare, un bazin de preparare, un bazin de stocare cu pompe de transvasare, pompe de amestec și, bineînțeles, stațiile de pompe de dozare. Aici avem instalația de clorinare, se vede funcționarea ei, sunt cele două baterii cu buteliile de clor, sunt cele patru dozatoare, trei automate, unul manual și sunt pompele de alimentare cu apă pentru realizarea soluției de apă de clor. Aici este partea de recirculare apă de spălare, este colectarea apei de spălare de la filtre și reintroducerea apei în circuitul de apă brută și aici este bazinul de nămol cu
colectarea nămolului din decantorul lamelar. Aici avem partea de deshidratare nămol, este partea de preparare polielectrolit cu un sistem de dozare volumetric, partea de amestec și partea de pompe de dozare. Aici avem partea de deshidratare nămol compusă din pompele alimentare cu nămol, filtrul centrifugă și jnecul de evacuare. Toată incinta stației de tratare și toate stațiile de pompare sunt prevăzute cu sistem de supraveghere video și sub sistem de protecție sau de antiefracție și sistem de protecție la incendiu. Sistemul de supraveghere video ne permite să vizualizăm toate nodurile cheie ale procesului tehnologic, tot ce se întâmplă în incintă și orice persoană unde se află în momentul unei posibile intervenții în stația de tratare. Mă numesc Rusan Ion, sunt directorul tehnic al SC Termogaz, care este proiectantul și constructorul lucrărilor din acest contract. Mă numesc Claudiu Oro, sunt director tehnic la Administrația Bazinală de Apă Crișuri Oradea. Suntem la o inaugurare importantă pentru această zonă a județului. Dacă vreți să ne spuneți ce concluzii aveți după această vizită. Este importantă pentru locuitorii de aici, dar în egală măsură este importantă și pentru Administrația Bazinală de Apă Crișuri. Pot să vă spun din experiența noastră că ceea ce am văzut astăzi aici, lucrare de investiție pe acest domeniu al tratării apelor, în vederea potabilizării apei brute pe care apele române o furnizează, este una dintre cele mai moderne din punct de vedere tehnic și tehnologic de pe area noastră de operare. Din acest punct de vedere chiar aș vrea ca să felicit APA Produ, colectivul tehnic de aici, executantul lucrării și nu în ultimul rând beneficiarii unei ape într-adevăr de calitate, locuitorii din zonă. Care este partea dumneavoastră în această colaborare, în această, să zic eu, viitoare funcționare? Acum, aș putea să vă spun personal, de exemplu, că prima dată am fost aici în calitate de inspector pe linie de gospodare apelor în urmă cu 20 de ani, deci în secolul trecut. Spun în secolul trecut, pentru că acum, într-adevăr, mă simt în secolul 21, după ceea ce am văzut că s-a realizat aici. Nu pentru că vreau să flatez pe cei care au promovat această lucrare de investiție, dar eu cred că chiar este momentul ca să ne aliniem și noi din punctul acesta de vedere la standardele europene. Nu pentru că ne obligă cineva, ci pentru că este vorba până la urmă de confortul nostru al tuturor. Repet, din punct de vedere tehnic chiar s-a realizat un lucru foarte bun, ceea ce pe viitor însă cade în sarcina celor la care operează aici este ca să fie exploatate într-adevăr la parametrii proiectați așa cum sunt prevăzute. În dumneavoastră calitate de reprezentant al apelor române, sunteți aici pentru a vedea realizarea și pentru a vedea ce se întâmplă în viitor? În mod evident, noi, ca și instituție publică, care are menirea de a gospodări cantitativ și calitativ apele, atât de suprafață cât și subterane, de pe teritoriul României, avem datoria de a urmări tot ce înseamnă aceste aglomerări umane, fie că sunt rurale sau urbane, prin prisma alimentării centralizate a apei potabile, respectiv a canalizării și epurării apelor uzate. Pot să vă spun că municipiul Brad este unul dintre principalele aglomerări umane de pe teritoriul spațiului hidrografic Crișuri. Drept urmare, constituie o prioritate pentru noi în ceea ce privește urmărirea funcționării tot ce înseamnă, din punct de vedere tehnic, a alimentării cu apă, cum vă spuneam, potabile și canalizare și epurare ape uzate. De asemenea, avem menirea de a reglementa funcționarea prin prisma autorizațiilor de gospodărire a apelor. Ceea ce sigur pot să vă spun că și în clipa de față unitatea este autorizată, funcționează în parametrii. De asemenea, urmărim atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ, captarea
apei brute, distribuția mai departe a apei tratate și, cum vă spuneam, evacuarea apelor uzate, punând aici accentul și pe evacuarea, pe calitatea apelor uzate, epurate, evacuate în emisar. Deci, într-un fel, ceea ce se întâmplă aici și în alte zone din județ, prin proiectele pe care le-a pus în aplicare APA-PROD, se întâmplă un fenomen extraordinar de civilizație prin care dumneavoastră, ca și instituție, în fel, beneficiați de tehnica realizată prin aceste proiecte, nu? Nu putem spune că indirect, da, până la urmă, dar tot așa noi suntem cei care trebuie să facem raportările la Bruxelles legat de angajamentele pe care România ca stat le-a luat în etapa de preaderare, angajamente care, cum bine știm, dacă nu le realizăm, atunci putem ajunge în situații neplăcute de infringement. Aici, cel puțin din punct de vedere al captării, tratării și distribuției apei potabile, stăm foarte bine. Dar, cum vă spuneam, mare atenție și la partea de canalizare, epurare și evacuare a apelor uzate în emisar. În momentul când ați aflat de acest proiect, ați avut așteptări, mă rog, ați fost sceptic, așa, o impresie de la început? Eu personal n-am fost sceptic, pentru că știu că avem de-a face cu profesioniști în domeniu, cunoscând și reprezentanții beneficiarului, nu se pune problema. Scepticismului, putem vorbi chiar de un optimism realist atunci când se abordează astfel de lucruri. Pentru că, până la urmă, hai să fim cinstiți cu noi înșine. Nu pentru cineva din Bruxelles facem ceea ce facem aici, ci facem pentru noi. Drept urmare, nu văd de ce am fi noi sub alții din acest punct de vedere. Specialiști avem, capacitate organizatorică de asemenea și pretențiile trebuie să fie pe măsură. Un gând pentru ceea ce va urma aici, un gând din partea dumneavoastră ca reprezentant al apelor române. Să păstrăm apele curate, atât la robinet, cât și la evacuare. Un mesaj pentru beneficiari? Mesajul meu este că am creat disconfort major în unele zone în această perioadă 2013-2016. E adevărat că îmi cer scuze, sunt lucruri pe care au deranjat în unele locuri, dar împlinirea noastră este că am putut realiza acest proiect, că în continuare vor avea servicii de apă și canal de mai bună și împreună trebuie să facem ca aceste proiecte să se dezvolte, iar noi beneficiarii, trebuie să folosim aceste servicii de apă și canal și să arătăm că suntem în secolul 21 într-o Românie modernă. Felicitări! Vă mulțumesc, felicitările sunt ale pentru societatea APA-PROD și pentru unitatea de implementare, urmând ca colegii care le au în exploatare să poată să le ducă spre o bună exploatare aceste lucrări pe care noi astăzi le implementăm. Dragi prieteni, a fost emisiunea de astăzi, reușită extraordinară în județul Hunedoara. Vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o după masă frumoasă în continuare. Ne revedem mâine la ora 16. Numai bine, la revedere!